Aseară, presfințitul părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sătmarului, a înmânat cunoscutului solist maramureșan de muzică populară Gheorghe Turda, ordinul Sfântul Iosif Mărturisitorul din Maramureș. Este vorba despre cea mai înaltă distinție a episcopiei care se acordă personalităților culturale. Distinția este un semn de înaltă apreciere și prețuire pentru păstrarea și transmiterea la cel mai înalt nivel cultural și artistic a folclorului național autentic, pentru activitatea artistică dedicată slujirii valorilor tradiționale ale neamului românesc și credinței ortodoxe strămoșești. Tot pentru munca depusă de-a lungul timpului, presfințitul părinte episcop Iustin i-a gramata episcopală, realizatoare și prezentatoarei TV Gheorghița Nicolae, etnolog și producător al emisiunii Tezaur Folkloric. Distincțiile au fost acordate celor doi în cadrul festivalului Ion Petreu și a manifestărilor artistice organizate cu ocazia împlinirii de către artist a 70 de ani de viață. Cu această ocazie, solistul de muzică populară a mai primit distincții și din partea primăriei municipiului Baia Mar a Ministerului Culturii și Cultelor și Consiliului Județean Maramureș.